Știu că sunt foarte multe tradiții legate de ziua Da, de cele mai 30 importante noiembrie. tradiții, se spune că Sfântul Andrei fugărește duhurile, strigoie, să ungi. Astea sunt obișnuințe populare. De fapt, știți ce este? Trebuie să înțelegem un lucru. Noi fiind latino-daci în rădăcina noastră, de fapt, ce am făcut? Când am adaptat credința ortodoxă la creștinismul în Hristos, noi am rămas și cu remanescențele păgâne, dar care cu timpul s-au creștinat. De exemplu, unsul ușilor cu usturoi. Nu știu dacă are demonul treabă cu usturoi. El iese dacă te închini sau faci cruce cu limba, cu mâna, sau te rogi în gând, sau spui rugăciunea minții, sau spui Tatăl nostru, sau Doamne miluiește, sau Sfinte Dumnezeule, nu e o problemă. După aceea, atunci la Sfântul Andrei să porți usturoi la tine, să porți o ață roșie la tine, să porți o haină întoarsă pe dos, da. Să pui tămâie la colțurile casei. Sunt foarte multe obiceiuri din astea, dar ele sunt simple tradiții, nu au absolut nimic cu ceea ce înseamnă credința ortodoxă, dar sunt păstrate de oameni ca obiceiuri. De exemplu, la Sfântul Gheorghe primăvara să faci foc și să bate vântul din jos ca para focului să meargă către nord, să-l arunce pe crivăt, să plece, să-ți ducă, să lasă loc primăverii, să poată să încălzească pământul, să poți să sameni. Toamna, la fel, tot în preajma lui noiembrie, nu știu dacă perioada exactă a luminației, cum se spune în partea Ardealului, este tot, cred că, până pe la intrarea în Biserica Maicii Domnului, când toate mormintele trebuie să fie făcute curat, frumos și pline de lumânări aprinse. Și ce este interesant, dacă te-ai putea uita dintr-o dronă sau de undeva, dintr-o filmare de sus, să vezi noaptea un cimitir, cum stau oamenii și îl priveghează tot cu lumânări aprinse ca noaptea de înviere, e o adevărată, nu numai o frumusețe a ochiului, nu numai o frumusețe sufletească, nu numai o în partea Ardealului se practică, nu numai o frumusețe a imaginii în sine, ci pur și simplu comunicarea cu cei adormiți, adică ca și cum tu ai stat de vorbă cu cel adormit, te duci, îi duci pâine, îi duci colivă, îi duci fructe, îi duci daruri, se dă de pomană la mormânt și se aprind aceste lumânări, trebuie să fie cimitirile timp de vreo 2 săptămâni pline de lumină. Și atunci spune că fugărești spiritul toamnei, duhul toamnei se odihnească și să vină iarna să așeze, că de fapt ce înseamnă covorul alb? Curățenia, imaculatul, iertarea păcatelor, puritatea, eliberarea și iertarea, dezlegarea, cum se spune. Deci astea sunt păstrate, de exemplu, jocul călușarilor din partea oltenească, care e atât de cinstit și de apreciat în toată lumea, ca joc folcloric. El este un joc sălbatic dacic, în care când era cineva bolnav sau avea duhuri rele, călușarii jucau și țipau și chiuiau și strigau niște incantații lângă el până ce pleca duhul rău, spiritul rău. Sau când îl ungea cu tăciuni în frunte și îi spunea, ieși de ochi, dintre ochi, și te duși, nu știu ce mai fă. Le-am citit, e o carte întreagă de... E o carte întreagă de tradiții din astea românești păstrate, care la noi, la români, încă funcționează. Să nu iasă femeia după naștere 40 de zile, să nu-i vadă nimic copilul, să nu-l dioache, să-l ții acoperit pe față când intră cineva în casă, să nu vină la el duhul rău. Tot felul de obiceiuri de genul ăsta. Ele sunt sute și multiple. Tot legat de tradiții, se spune că în această seară fetele își pot visa ursitul. Fetele au multe ocazii când pot să-și viseze ursitul. O pot face de sânziene, când se pune sânziene sub pernă și se aruncă coronițe peste casă, tot după tradiție. O pot face vara la culesul grâului, când spune că să fie bărbatul copt și frumos ca fața grâului de acolo. E vorba de Hristos din pâine prescura. Și o pot face și la Sfântul Andrei. Dar eu vă mai spun o tradiție frumoasă de la noi din Bucovina. Noi o știm și râdem de ea tot timpul. Când eram acasă Flăcău, mergeam la șezători și se întâmpla lucrul ăsta. De exemplu, fata când mergea duminica la biserică, dacă începea postul Crăciunului,
se spune așa că cu câte sunt mai mari câșlegile, deci de la 25 decembrie până la postul mare, sunt mai multe nunți. Cu cât Paștele este mai iarnă, câșlegile sunt foarte mici, adică distanța e foarte mică de nunți. Da. Și atunci, fetele fiind multe, în momentul când e câte o nuntă, se duc toate, caruncând mireasa buchetul, cine prinde buchetul respectiv sau coronița, se poate... are ocazia să-și găsească, de exemplu, și cea care duce icoana la bobotează când iese preotul, dacă o duc două fecioare, Dumnezeu le poartă de grijă și el în anul ăla sămărită. Dacă o duc doi fecioare, le poartă Dumnezeu lor norocul sau harul și să însoară ei. Și atunci când începe postul Crăciunului, fata spune așa: Doamne, să-mi dai un băiat bun și credincios, Doamne, să-mi dai un băiat drept, și așa, după ce trece pe la jumatea postului: Doamne, dar dă-mi-l odată, Doamne, dar dă-mi-l odată. Și când deja se termină postul, fie Doamne cum a fi, fie Doamne cum a fi, adică nu mai contează. Vai să vină. Da, deci sunt foarte multe obiceiuri de genul ăsta. Când intra câte o fată și se închina în biserică, așa spune: băi, uite asta, și hie Doamne cum a hie, adică nu mai avea evlavie, se grăbea. Este adevărat? Există un sâmbure de adevăr aici? Adevărul, este, noi ști dinainte adevărul cine... este în felul următor. Știți cum este adevărul? Dumnezeu a dat poruncă în Scriptură și a spus așa: creșteți și vă mulțiți și umpleți pământul. Femeie să fie atrasă de bărbatul tău, iar tu bărbatului să fie atras de femeia ta. Acum, adevărul pur stă dincolo de aceste texte biblice sub o altă formă. Mai înainte vreme, cu 50 de ani în urmă, ca să nu exagerez, și să spun și cu 40, că atunci am prins eu, și încă vreo 10 pe care eu i-am petrecut și am și asistat real la aceste lucruri, o fată bună nu se mărita când vroia ea și cum vroia ea. De obicei, părinții mergând la biserici, la cumătrii, la nuntă, la mănăstiri, la mormântări, la diferite ocazii, se cunoșteau între ei ca gospodari. Ce discutau gospodarii la masă? Măi, n-ai o fată bună, nu știi o fată bună, am fecior de însurat, e terminat armata. Și celălalt întreba: știi să cosească? Da. Știi să plugărească? Da. Știi la pădure să pricepi? Da. Cu caii știi să umbli? Da. Asta era munca satului, deci nu era încă IT-ul, nici Facebook-ul. Asta era munca: sapa, furca, grebla, coasa. Și atunci spunea: băi, și eu am o fată bună, uite, are 18 ani, 17 ani, 16 ani, 19 ani, cât avea fata. Era și obiceiul să te căsătorești foarte devreme. Deci, eu mi-amintesc eu, când am terminat armata, ai mei de dimineață până seara, prima grijă care o avea să mă întrebe: când te însori, când te însori, când te însori? Și dacă vreți, vă însurați, însurați-vă, nu vă oprește nimeni, lăsați-mă în pace, eu știu ce am de făcut. Nu aveam gândul de mănăstire, nici vorbă, dar era pisatul ăla, să nu stai să faci prostii, să nu stai să umbli din fată în fată, să nu te apuci de curvăriți, să nu te apuci de băut, de fumat, de prostii, adică să fii la casa ta. Și vorbeau părinții. Și numai te trezeai într-o seară că feciorul cu tare e la fata cu tare în stărostie, se chema, sau la șezătoare. Și deja puneau de nuntă. Acum fata vrea sentimente, vrea să-l aleagă ea, vrea să-l vadă, vor să se cunoască, vor să povestească, cum e povestea asta modernă acum, că să stăm un timp de probă, mă rog, prostii de genul ăsta. Sunt alte mentalități. Atunci fata... dacă mama și tata spunea: ăsta-i bun, ăsta-l iei, ăla-l lua și ăla era. Pe de o parte, din punct de vedere sentimental, nu știu cât e de sănătos lucru ăsta. Eu, de exemplu, am fost primul rebel care n-am vrut să fac un pas de genul ăsta. Deși și ai mei la vremea respectivă îmi recomandau o fată, nu contează cum o cheamă, și am spus: nu-mi place, dacă vrei eu ți-o aduc, ți-o pun pe prismă și las-mă în pace, eu mă duc și-o eu pe care vreau eu. Nu, că tu nu înțelegi ce înseamnă, trebuie să aibă pământ, trebuie să aibă mobilă, trebuie să aibă bani. Mobilă însemnând acele mașini de lemn, cum era acum 30 de ani, când omul își punea toată casa numai dulapuri cu oglinzi, țineți minte, poate pe la bunici mai găsiți așa ceva, niște dulapuri din alea mari cât vestiarele la armate, cu 7 uși, cu 4 uși, cu 6 uși, să spetea mașina ca să le care, erau câte 10-20 de mii de lei o mobilă, de-aia umpleai casa, nici nu mai aveai un tebișcap în casă. Acum au dispărut toate, lumea le arde la foc, le dă de pomană, să scutură de ele. Și alea erau baza care stăteau la... alea erau baza care stăteau la baza unei întemieri de familie, nu pusul coroniței sub pernă sau că l-ai visat tu pe ursit. Erau și
De exemplu, eu am văzut o frumoasă poveste de dragoste a timpului meu, care s-a sfârșit tragic. Aici nu știu cum lucrează Dumnezeu și cum le cântărește. Era un băiat cu minte în sat, care era iubit de altă fată și aia ar fi vrut să-l ia. Părinții fetei care l-a luat fiind bogați și părinții lui fiind bogați, i-au luat cumva cu sila și i-au legat pe cei doi și bineînțeles că nunta s-a făcut, distracția a fost și după un timp tânărul respectiv s-a îmbolnăvit așa de tânăr, subit și a murit. Noi astăzi am putea spune că, domnule, a fost o coincidență, nu? Era un fel de boală de asta, de dor, știi, că tu rămâi marcat de o anumită chestie, era obligația părinților și nu putea nimeni a trece peste ea. Și bineînțeles că fata respectivă care a rămas necăsătorită, după aia s-a căsătorit, nu prea a avut mare noroc, cum spunem noi la țară, n-a avut mare reușită, pentru că era dragostea ei acolo unde era inima ei. Iar ăsta, suferind și el la rândul lui, s-a curățat și el și... De multe ori mi-aduc aminte de chestiunea asta și mă gândesc, domnule, aici în chestiunile de suflet nu trebuie să te amesteci, aici trebuie să lași și-i bine așa cum e într-un fel astăzi, că tinerii și-au ei cum vor ei, pentru că uneori poți să ai reproșul, tu mi-ai zis să-l iau, tu mi-ai zis să o iau și atunci ești discuții, dacă când s-au luat ei singuri, e treaba lor. Dar dacă ai puțină credință și ai puțină rugăciune și ai puțină lucrare și ai puțină evlavie față de Dumnezeu, îți rânduiești un băiat bun. Eu am cunoscut câteva fete foarte bune, umblând la horă și nu erau bune pentru că am vorbit eu cu ele, erau bune pentru că erau educate frumos, erau crescute frumos și toate au ajuns la casa lor, gospodine, familiste, bărbați buni, copii crescuți frumos, familie împlinită, dar rodul credinței își spune cuvântul, este cel mai important, adică o familie trebuie să-L aibă și pe Dumnezeu la temelie. Sentimentele țin o zi sau două, sau mai se diluează, sau se mai... aplanează cu timpul. Vedeți, astăzi auzim de multe ori că nu ne regăsim, nu mai avem atracție, nu ne mai recunoaștem, avem chiar aseară sau altă seară îmi spunea un băiat la spovedit, părinte, am nevoie de o pauză. Măi, ce să faci cu pauza, măi, când ai doi copii? Zic, tu ești conștient? Du-te acasă și nu faci nicio pauză. Acolo stai lângă ea și vorbești frumos și ești de ajutor și îi faci și tu ibricul cu cafea, îi speli un vas să vadă că o iubești și că ești atent cu ea. N-aș mai face treaba asta, eu nu mai simt nimic pentru ea. Este mama copiilor tăi și nu poți lua decizii cum vrei tu. Trebuie să te gândești la puii ăia doi că au nevoie de tata. Ei, cu mare greu, ușor, ușor l-am convins, dar el îmi vorbea de pauză. Eu știu de ce îmi vorbea de pauză, că în momentul când ai ieșit din casă nu te mai întorci niciodată. Da. Dar stai tu acolo și rabdă până îți vine mintea la cap. Ei, Sfântul Andrei nu poate avea mare influență asupra acestor chestiuni de familie și de viață, ci aici, propriu zis, adevărul stă în credința în Hristos, în seriozitatea personală atât a tinerii și a tânărului și cred de multe ori și sunt ferm convins că și părinții au un rol fundamental atunci când simt că ceva se clatină, să vină cu o vorbă bună sau cu un ajutor, chiar și cu un sprijin financiar uneori, că de aici mai apar probleme și imediat ei liniștit și îi pui pe drumul cel bun. Cum va fi sărbătorită ziua de mâine? Ziua de mâine este sărbătorită foarte frumos, vorbind de ziua de mâine ca sărbătoare. Mâine oamenii participă la Sfânta Liturghie, își pomenesc pe cei adormiți din neam care au derivatele numelui de la Andrei, Andreea și așa mai departe, dar mai mult decât atât, deci va fi și sărbătoarea națională a României, că acum este o sărbătoare oficială și din ce am citit și am înțeles, va veni și Patriarhul Ierusalimului să slujească cu Patriarhul nostru la Catedrala Națională, deci la București, va fi un tedeum pentru toți eroii, va fi în cinstea și a zile de 1 decembrie, care este unirea mare a României cu Transilvania, și vorbim și de slujba arhierească, adică la nivel de întreaga capitală, pentru că încă de la sfințirea catedralei s-au lăsat zile întregi de trecut prin Sfântul Altar și acum sunt cozi imense. Chiar zâmbeam așa în sinea mea și aseară și azi dimineață că în ciuda faptului că se vorbește, se disimulează, se dezinformează, totuși oamenii sunt legați sufletește de Dumnezeu și de biserică și nu-i biserica o piedică în calea unui progres sau a formării tale sociale, ci din contra este chiar un beneficiu, pentru că dacă omul n-ar crede în Dumnezeu,
mai lesne s-a riscat între noi războaiele și nenorocirile, dar omul când crede în Dumnezeu devine blând, bun și smerit. Cine vrea să împărtășește, este perioada de post, cei care își sărbătoresc onomastica, bineînțeles că gustă poate și o bucățică de pește sau un pahar de vin, cei care nu le au cu postul, sigur, vor fi într-un restaurant și asta e un mod de serbare. Aici, acum, până la urmă, nu e o problemă ce vor băga în gură. Important este să nu depășească limita măsurii și a omeniei și a bunului simț și să ajungă în măsura în care să înțeleagă că cel mai puternic post este postul sufletesc care schimbă pe om din interior spre exterior. Spune Hristos, ce împărtășie are întunericul cu lumina? Deci dacă întunericul din tine este întuneric, e grav. Dar dacă ochiul îți luminează trupul și mintea îți luminează sufletul, atunci ești pe o cărare bună.